Sfârșit tragic pentru un bărbat de 38 de ani în județul Ilfov. Omul muncea împreună cu mai mulți colegi la construirea unei stații de pompare. În momentul în care au vrut să taseze betonul, cofrajul care îi susținea s-a rupt și bărbatul s-a prăbușit în cimentul moale. Alți trei colegi au reușit să se salveze în ultimul moment. Ar fi într-un moment să bată în cofra ca să așeze betonul și în momentul ăla s-a surpat. N-a apucat să zică nimic. Bărbatul a dispărut în ciment într-o fracțiune de secundă. Ceilalți trei colegi ai săi au reușit să se salveze. S-au agățat în ultimul moment de grilajele exterioare din metal. A cedat cofragul metalic și ei erau deasupra, îl tasau. S-a spart cofragul și au căzut jos. Răniții care au fost... care s-au ținut de fier, au ieșit afară. Și au sunat imediat după ajutor. Trei echipaje de pompieri și unul de scafandri au răspuns apelului. Cofragul interior la care se lucra s-a cedat, iar un muncitor în vârsta de 38 de ani a fost surprins să fiarele și sub betonul turnat. Este vorba de 20 de metri cubi de ciment căzut peste persoana respectivă. Pompierii s-au chinuit mai bine de 4 ore ca să scoată victima din betonieră. S-au asigurat cu chingi și au lucrat contra cronometru pentru că își puneau propria viață în pericol. A fost foarte dificil din cauza riscului de a se prăpuși schela din jurul persoanelor care lucrau la acest obiectiv. Trupul neînsuflețit al bărbatului a fost transportat la Institutul de Medicină Legală.